dacă pe tine te întreabă cum te cheamă, tu nu ești influencer. Bun, și atunci ce facem cu acești influenceri care au devenit cumva influenceri peste noapte datorită concursurilor pe Instagram? Că am avut un boom și încă avem un boom cu aceste concursuri. Dar de ce condoleanțe? Pentru că ei nu sunt influenceri. Oamenii nu vor vânzări de la mine, ei vor să mă vadă ca om în primul rând. Băi, am lucrat cu Talmazan, un șarlatan băietul ăsta. Vorghește, ghine, da, când îți vine, îți toarnă viesă, știi cum, azi și ne trezăm pe jumătate de an, fără bani, fără clienți. Dumitru, mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Salutare! Eu îmi place să încep interviul prin a întreba invitatul să se descrie în trei cuvinte. Dumitru Talmazan Gheorghe. Nu, asta nu merge. Trebuie să-mi spui ceva despre tine. Calități sau poate defecte. Eu cred că aș vrea ca oamenii să știe că eu sunt în primul rând un tânăr foarte activ. Uh-huh. Încă tânăr. Ești prima urmă din casă în viață. Am spus cuvântul ăsta și mă gândesc de oare așa. Îmbătrânesc. Dar eu sunt un expert în digital comunicare. Sunt certificat Facebook, speaker internațional pe social media și tata doi copii, gemeni. Plus cetățeanul Republicii Moldova. Bun. Și hai acum foarte simplu să ne explici ce, adică cum ajuți tu companiile să se promoveze pe rețelele sociale? Pentru că pentru mulți rețelele sociale sunt ca un labirint, așa destul de complicat. Foarte simplu, foarte succint să ne explici ce faci tu. În ultima perioadă, simplitatea acestor soluții este în focus. Foarte multe rețele sociale, foarte multe oportunități de promovare, foarte multe companii au apărut ca jucători. Și ce a creat o altă perspectivă de promovare. Deci azi, unul dintre cele mai bune lucruri pe care poate să le facă antreprenorul și noi ajutăm în sensul ăsta, este să se focuseze. Nu ai, există așa un ingredient, timp, oameni, bani. Adică dacă nu ai timp, trebuie până mâine, va trebui foarte mulți bani și foarte mulți oameni să se implice în production, în outsourcing, in-house, freelance, diferite tipuri. Dacă ai mult timp și ai puțini bani, probabil vei reuși, dar va trebui tare mult timp ca să obții acel KPI, acel succes. Deci noi ne jucăm în aceste trei ingrediente, timp, oameni, bani. Și prin experiența noastră, ce înseamnă deja, cred că 6 ani de digital comunicare, vreo 3 ani de instruiri, peste 3.000 de antreprenori am intrat în bucătăria lor, în mai contact mai deep, mai de departe, și asta mă ajută probabil să dau anumite soluții mai repede decât ar face o colegii mei de breaslă sau în general decât ar face o angajație acestor companii, pentru că se întâmplă așa o chestie tare faină, când tu vii și spui, Dumitru, ia că eu am problema asta. La mine încă peste, am mai auzit undeva asta, știi? Adică de-am mai văzut istoria asta. Și probabilitatea e tare mare că dacă o să faci stânga-dreapta pe urmă să mergi mai înainte, o să știi tărghiri. Dar trebuie să spun că marketingul sau social media marketingul asta nu este știința exactă. Asta nu este gen roșu, verde, albastru. Asta este testarea ipotezilor. Deci un specialist, un consultant bun, cred că este cel care poate să înainteze câteva ipoteze, să facă un A/B testing, să testeze niște gânduri și din cifrele care le primit să aleagă vectorul spre care să meargă compania. Acesta este rolul meu. Bun, hai să luăm mai simplu. Tu ajuți companiile, deci tu ajuți companiile, dar ajuți și persoane fizice? Dacă eu mâine mă trezesc că, bună ziua, Dumitru, eu vreau să fiu influencer, ce trebuie să fac? Știi, este așa o vorbă, dacă pe tine te întreabă cum te cheamă, tu nu ești influencer. Aha, înțeles. Păi, dar ce trebuie să fac? Am avut o solicitare de azi în chestia asta. Deci nu, dacă vorbim de cine se adresează la noi, se adresează câteva categorii de persoane. Prima categorie sunt antreprenori. Ei se adresează cu două scopuri. Primul, să înțeleagă ce este digital, pentru că antreprenorul de obicei este persoana care trebuie să ia decizia încotro să meargă afacerea lui, adică vectorul de dezvoltare. Respectiv, cum să faci bugetarea pe marketing dacă tu nu înțelegi ce înseamnă marketing. Al doilea moment care este, vin antreprenorii care nu au bani de angajați sau nu au acum resurse și sunt nevoiți singuri să se promoveze. Al doilea categorie sunt angajații,
Când companie trimite angajat, spune Dumitru, ia că avem un social media manager, te rog frumos, fă-ți și tăghine acolo. Sau angajatul spune, el înțelege legătura dintre ce poate să oferi și ce poate să ceară. Și atunci el înțelege, când el vine și nu știe nică, îți primească 2000 lei și îl mulțumesc. Dacă el este un expert în targetare, un expert în social media, el trebuie să învețe. Spune, el vine să se învețe. Un tare bun target, 30% de la noi, sunt mame în concediu de maternitate. Așa. Deci asta este, el merge spre noi în target, foarte multe doamne care au născut sau sunt în așteptare de copil sau copilul este acasă și se află în perioada asta de concediu de maternitate, încep să facă unul, să-și dezvolte propriul hobby, doi, ajută soțul să mai facă o chestie sau trei, iau o profesional. Și de seama că în contextul carantinei, acum pandemie e o altă istorie, dar în contextul ăsta cu siguranță este elementul că toți stat acasă și acasă avem și diaspora, moldovenii noștri care se află acolo închiși, nu știu ce să facă, ei încep să-și dezvolte un social media manager care poate să facă de la 2, 4, 6, 8, 1000 de euro, făcând niște posteri pe publicitate. Deci este zona asta de experiență. Și partea asta de persoane fizice, la fel este, în care vin tineri și spun vreau să fiu freelancer. Mama vreau să fiu freelancer. Așa. Nu influencer, dar freelancer. Freelancer este un specialist, eu zic așa, liber profesionist, care învață până la masă sau după masă, sau aceleași mămici, care vor să facă un ban, un 300-500 de euro în Moldova, sau până la 1000 de euro, și el lucrează 2-4-6 ore. Ce face el? Face posteri pentru alte companii, face publicitate pentru alte companii, sau este un soi de project manager la distanță. E tot mai întrebat acest vector, de ce da, avem și solicitări și noi suntem ca un ghid deschis care poate să te ajute pe tine în 3 luni de zile să te împachetăm pe tine ca un potențial specialist, ca în 6-12 luni să te formăm ca specialist și să poți câștigi la 500 la 1500 de euro pe lună din social media. Deci tu nu ai experiență sau nu aveți experiență cu blogeri care vin la voi și își doresc, poate nu știu, poate la un moment dat erau celebre și s-a schimbat algoritmul și au scăzut peste noapte. Blogeri nu avem, avem artiști. Deci artiști sunt. Artiști sunt care vor, acum artiștii au un boom foarte mare cu YouTube-ul, deci foarte mulți vor să deprindă și să controleze acest trafic, dar avem în Moldova o problemă. YouTube-ul în Moldova nu este prea popular din cauza că nu este conectare cu Gmail. E un detaliu tehnic pentru cei care ne privesc, dar logica este că YouTube-ul prinde și e tare eficient când poți să faci follow. Follow nu poți să faci până ești logat cu Gmail-ul. Și respectiv din cauza asta fiecare un clip nou trebuie generat trafic nou în sistem. Respectiv avem artiști, de ce blogeri sau vloggeri nu? Odată a fost o fată, a spus că aș vrea să devin blogger dacă mă puteți ajuta și eu nu sunt de acord cu așa concept pentru că bloggingul sau popularitatea sau influence marketingul este un rezultat. Deci tu poți să faci ceva, pe tine cineva te privește pentru că tu poți să faci ceva. Și tocmai atunci acest cineva, această audiență, te acreditează ca persoană influentă. Nu este așa, se poate de creat la nivel de așa, artificial, dar în Moldova, aproape real, internațional se poate, piața mai mare, la noi e un grup de oameni, la noi șaiște care deja sunt formați, care de obicei sau staruri, sau TV-prezentatori, sau ha-ha-hi, pentru că influencing-ul ori tu ești super popular, ori tu ești foarte funny. Un conceptul ăsta, adăugând și punct, ca să, dacă ai întrebare, spun gândul, ca să devii influencer, tu trebuie să trăiești o viață pe care eu nu pot trăi. Am înțeles. Și atunci are sens să te urmăresc. Viața inspirațională, cumva. Da. Bun, și atunci ce facem cu acești influenceri care au devenit, cumva, influenceri peste noapte datorită concursurilor pe Instagram? Că am avut un boom și încă avem un boom cu aceste concursuri. Da, condoleanțelor. Dar de ce condoleanțe? Pentru că eu nu sunt influencer. Adică e un soi de... Nu știu, e botox este, eu nu știu cum să gândesc. Adică e o chestie foarte artificială. E o chestie care, cu siguranță, dacă ai pentru cunoștințe ori ai văzut, dacă te uiți în statistica conturilor, ei probabilitatea 99,9% se află în așa zisul ban de la Instagram. Deci, din cauza că peste noapte s-au abonat la tine 20.000 de oameni, Instagram a văzut asta în algoritmi, s-a întâmplat ceva nestandard, pulsul la om,
și sare, da? Ceva nestandard, sau în jos, sau în linii dreaptă, în general. Respectiv, Instagramul vede și îți face o verificare. Eu încep să vadă cum oamenii zăbunează, pentru că am început să zăbunează la tine, când data mașină lui, au început să zăbuneze și Instagramul iarăși vede că se întâmplă zăbunare foarte... De ce el vede că asta este un comportament nestandard și el te pune în ban. Și atunci, spre exemplu, sunt conturi... Câți followeri ai? 1000 și vreo 60. La stories cât se uită? A, vreo 200, cam așa. 200, ai 25-25% care se uită la stories. Din păcate, oameni care au 20.000, 30.000 de oameni pot să aibă tot fix ca tine. Deci eu sunt influență, practic. Amonare! Bun, dar eu bănuiesc că acești oameni cumva participă în concursuri pentru că își doresc creștere peste noapte. Și eu sunt pentru asta. Eu sunt și pentru și contra. Există scop. Înainte ca brandul sau persoana să intre în dans, înainte ea să accepte participarea în concurs sau înainte să organizeze concurs, te-ai întrebat de ce? Nu pentru ce, dar concret, de ce? Pentru că, spre exemplu, eu am participat la așa concursuri. Eu am avut, da, sigur. Eu nu puteam să mă expun pe acest subiect fără să fiu în cunoștință de cauză. Așa. Nu am făcut-o pentru că, gen, să am argumentul. Nu, eu testez. Eu real am vrut să monetizez acest trafic și n-am putut. Și acum sunt în ban. Respectiv, dacă înainte eu aveam 1000-2000 de oameni care priveau având 10.000 de followeri, am mai având 30.000 de followeri, eu tot așa rezultat am. Dar am avut și mai jos, era și 200, cu 40.000 de followeri. Adică, respectiv, eu sunt pentru dacă tu nu vrei să construiești o relație de termen lung cu audiența ta. Gen, dacă mie întrebi de noapte, să afli tăi despre mine. Eu am participat la un concurs, plus minus o să afli despre mine toți. Și o să afli repede. Și o să afli la un preț mic, adică mult mai ieftin decât aș plăti publicitatea pe Instagram. De aceea, în dependență de scopul pe care brandul și-o pune. Dacă brandul spune, eu am nevoie, spre exemplu, eu am participat pentru că avem nevoie de swipe-up, prima oară în viață. Avem nevoie de 10.000 și eu nu regret acest lucru. Eu am jertvit cu impact organic, eu am jertvit cu momentul că eu nu voi avea 900 de vizualizări, dar 300, dar eu voi avea swipe-up pentru acești 300. Și merită acel swipe-up. Pentru mine a fost. Da, pentru că eu particip la un curs, fac un swipe-up și înregistrează. Și am cumpărat un om de 100 de euro. Eu de dată mi-am plăs cumpărat investiții. Adică la mine a lucrat pozitiv zona de 10.000. Zona când am făcut-o de la, cât era, era vreo 15-20 la 50.000, a doua oară, era scopul, vreau să văd, în perioada cât oamenii ăștia mai sunt, că o săptămână cât era concursul, eu pot să le vând ceva. Nu s-a reușit. Din cauza că este așa concept ca headhunting, contest hunting, mai bine zis, în care ei participă la toate concursurile. Atenție sau focusul e foarte limitat. De ce? La produsul meu nu mers, dar eu știu business-uri care, spre exemplu, au o procedură de 100 de lei sau ceva foarte ieftin. Și atunci la tine într-o zi află de tine 50.000, dintre care 1.000 cumpără produsul tău câte 100 de lei. Și atunci poate fi un model de afaceri, de ce nu? Deci banii cumva îi motivează pe oameni să participe la concursuri. Dar ar trebui, îi motivează cifra. Și asta e greșit, că antreprenorul zice că noi avem 40.000 de like-uri. E că asta e greșit, când tu îți pare că tu, având 40.000 de like-uri, să ai 1.000 de vânzări. N-a să se întâmple asta. Deci dacă tu îi explici de ce ți-ai trebuie, eu aprob ca tu să participi în concurs. Dacă tu participi crezând că o să mergi vânzările, mai mult să se afle de tine, asta nu se întâmplă. Eu urmăresc foarte mulți, mă rog, în natura profesiei urmăresc foarte mulți influenceri de la noi și nu doar, care uneori observ că se plâng. Instagramul iarăși a schimbat algoritmul. Am mai puține like-uri, am mai oameni care mă urmăresc la story acolo. De ce Instagramul schimbă atât de des acest algoritm și care e ideea cu algoritm? De ce eu nu știu de ce, dar el nu mă întreabă pe mine înainte să fac chestia asta. Adică eu am așa trebuie să ies la discuții, adică pentru că înțelegi, speaker internațional, logica este, există o explicație de asta, logică, nu neapărat adevărată. Ok, hai să vedem. Nimeni nu știe care sunt algoritmii Instagram. Nimeni nu știe. Pentru că asta este un secret. Dacă cineva ar ști, tăți ar merge pe algoritm și algoritmul de normă și valabil. Adică nimeni nu știe. Sunt ipoteze. Aceste ipoteze se bazează pe un element care e foarte important, care se cheamă signals. Tu trebuie să postezi un content care este relevant pentru audiența ta.
Atâta timp cât tu nu interacționezi cu contentul meu, eu dispar din vizorul tău. Este așa un film foarte fain, se numește Social Dilemma. Dat de Netflix, apare și în YouTube, puteți să-l vedeți dacă vreți să înțelegeți cum lucrează algoritmii în general, cum, deși eu văd ce și văd. Respectiv, fiecare pagină de Instagram, fiecare pagină de Facebook, ea este individuală. Tu vezi ce ești, tu vezi. Tu poți să nu vezi niciodată în viață, chiar dacă eu cheltui mii de euro. Din cauza că Facebook te-a arătat odată, tu n-ai reacționat. Te-a mai arătat încă o dată, tu n-ai reacționat și el nu te mai arată. De ce? Este așa concept ca CPM. CPM. Cost per 1000 de afișări. Acum, Facebook-ul, Instagram-ul, orice rețea socială, banii ei sunt că tu ești mai online. Contul tău fiind online, el poate să afișeze un utilizator la tine în pagină. Afișând 1000 de utilizatori, el poate să iei de pe promotor de la 1 la 10 dolari în Moldova. Pentru 1000 de afișări. Acum, dacă eu ți-o arătat o dată, 2, 3, 10, 3 satura de reclamă, cum la clasnică? Tu nu intri acolo pentru că nu știu ce scați acolo. Da, adică tot, îmi place exemplu este, eu îl repet de fiecare dată, el e frumos și poate pentru privitorul nostru va fi tot relevant. În data clasă, el a intrat de blăjeni, ea ca mâine în aprilie. Așa. Am reușit pașii blăjenilor, tu poți să-i vezi pe test, te poți sesiuni de la mormântări, te poți să vezi acolo. Sau când e ziua ta de naștere. În jur la poza ta e așa o coroană din flori și jucăriele și te strălucește, parcă ai murit, e ca Lenin. Respectiv, eu din cauza că mă simt nu confortabil, eu nu intru acolo. Platforma a pierdut un user, 2, 3, 5, 1000, eu a pierdut 1000 de afișări. Respectiv că Facebook nu deranjează, el spune că așa, Dumitru, eu am arătat două ori, eu nu vor să reacționeze, noi n-a să-i mai arătăm. Tu ești mulțumită, eu n-am rezultat. Înțelegi? Ambii câștigă și platforma și utilizatorul. Pierde promotorul. De ce? Pentru că el a targetat incorrect. De ce? Dacă eu azi voi posta posteri, e ca așa, organică să meargă. Dacă eu postez posteri ca șteți, e ca, spuneam, nu avem problema asta cu posterile. E ca eu sunt la interviu, da, facem postare. Și trebuie să se întâmple. Adică și e unicul în lume care e la interviu. Sau e tipa... Ultimul interviu mai este, sau, adică, deși asta trebuie să fie viral, deși pe Mariana de la Sângerei trebuie să intereseze că Talmazan e la interviu. Doar de dacă Talmazan nu este și când erau alegerile prezidențiale, toți se uitau. De ce? Pentru că ne vizează. Pentru că ține de noi. Sau, spre exemplu, când se întâmplă vreo informație de asta unicală, și că de se întâmplă că chiar și utilizatorii poate să observe asta, că o postare de voastră obornit, dar una a murit vreo și nici nu s-a născut. Da, da, da. Dacă asta înseamnă că așa care au buhnit, ține de elementul că tu ai nimerit în audiența ta. Tu ai nimerit acolo unde trebuie. Și că dacă tu ai putea să faci, dar asta e greu, să creezi numai conținut de ăsta, one shot, va fi impactul ăsta mare. Deci ei trebuie să jeluie, pentru că ei vor așa. Facem o postare și ei ne duc bani, dar noi să nu plătim bani. Dar Facebook și Instagram și să mănânci. Doar totul așa, ne trebuie, deci... eu buget, am nevoie ca tu să targetezi, cheltui bani și nu neapărat că e vreo de la Moldova. Ca să-ți imaginezi ce înseamnă publicitatea. Publicitatea Facebook, Instagram, în calculele de vreun an jumate în urmă, cu colegii de breastă nu ne uitam, așa ne-am uitat, cum se spune așa, crugom, begom, în jur de 3 milioane de euro. Să cheltui în Moldova. Anul trecut este așa un... Scriitor, Grant Cardone, el face festivalul 10X în Miami. Bugetul de Facebook al Grant Cardone a fost de 2 milioane de euro. Adică Grant Cardone, bugetul lui de un eveniment, este cât bugetul Moldovei pe un an de zile. Respectiv, suntem mai strategici pentru platformă. Gen, dacă Moldova spui gata, nu mai intrăm în Instagram. Instagram aici lasă opțiune în statistică că Moldova a dispărut din vizor. De ce tare să ne... De fapt, e invers. Noi avem nevoie de Instagram, da, exact. Instagram are exact. Nevoie... Și ceva să fac pe ce trebuie, că și noi să ne conformăm fără tare mulți spune, dar de ce ne blochează? De ce? Apropo, mulți acum sunt blocați. Foarte multe blocări. Din ianuarie până martie, Facebook-ul a șters 1,3 miliarde de conturi. Fake. Ce? Curățări. Curățări faci. Faci curățenie prin casă. E Paștele, blăjilor. De acum. Tu în cât timp ți-ai adunat urmăritorii tăi? Cât spuneai că ai vreo 40 de mii? 30. 30 de mii. 10 sunt 20 din concursuri. Așa. De, respectiv, erau 50.
20 de abonați și încă rămas 20 de abonează. Nu, la mine mai este un paradox. În jur de 1.500, 2.000 se abonează și în jur de 1.500 se abonează. Deci la mine mai 30, deja de vreo jumătate de an stă așa, 30. Pentru că se abonează și se abonează. Și asta e bine pentru mine. Bun, dar eu bănuiesc că tu la început ai încercat și tu organic, fără concursuri, fără nimic. Și ai ajuns la, organic, la cât ai ajuns? La 10? Nu, 6. 6 mi era. Cât timp ți-a luat? Cu vreun an. Nu e ok, nu e chiar 10 ani. 500 de utilizatori pe lună e foarte ușor de găsit. Utilizatori care îți trebuie, care te ajută fără publicitate. Asta tu pur și simplu trăiești. Și din drug în drug, din om în om, din vorbă în vorbă, se vorbește. Dacă vorbim de deja publicitate, atunci este cost, de exemplu, poți să fii 10 cenți un follower, 25 cenți un follower și dacă mulțești și îți iese cât vrei. Dar iarăși, noi acum suntem din fericire în categoria unei perioade în care strategia companiilor nu este pentru baza de date existentă, dar este pentru new audience, lunar audiență nouă. Și cei care au dat follow, aceia nu o să vadă din cauza că algoritmul nu o să permită. A doilea, cât îți cumpere el la tine? Mm-hmm. Nu e că tu ne-ai dat nea follow. Sunt probabil, dar să ne imaginăm. Respectiv. Mai de mult. Apoi uite, tu ai dat follow. Spre exemplu, tu urmărești, spui, Lana, dă să mă duc la un curs de la Talmada. Tu te duci la un curs. Dar tu follow încă ești, tu vezi iară, pe 8 aprilie, pe 7 mai, pe 9 iunie, nu cât spate de uitat la cursuri. E că asta e greșeala. Fotografii au o problemă mare. Ei, miresele, înainte de nuntă, îți duc plătesc fotografii. Să uit la toate fotografiile, nuntă. S-au măritat, dar e like odat la fotografii. Și continuă să vadă, ai nuntă în 2022? Deci că am avut de-am. Mersi. Mulțumim mult, domnul Nicolae. Mai gine nu te găseam. Deci în sensul ăsta și este că posterile nu lucrează din cauza că noi nu lucrăm cu oamenii. Noi mi se pare că oamenii au dat like și noi tu pas aruncăm din Google foci în pagină și ies cu, mersi, că ne-ați arătat că iarăși la noi e primăvară. Hai să vorbesc de o chestie așa foarte mică, poate neînsemnată. Contează ora la care postăm? Pentru că mie mi se pare că da. Da. Dacă ți-ți pare, băi, și n-ai un comentariu. Eu observ că contul meu micuț și drăguț. Că dacă și care e ora? Dacă pun o postare la ora 1, 2, 3, e mai... Mai greu, da? Da, dacă e seara după 8, e mai ridicat. Și care concluzie ai trage aici? Trebuie să postezi seara. Nu, ea gândește așa... Să facem un exercițiu de imaginație. De ce? Exclude ora, dă-mi explicație. De ce? Păi e foarte simplu. Seara, oamenii, de exemplu, după serviciu, ce fac? Intră pe internet, dau scroll, adică au mai mult timp pentru a sta pe rețele. Statistica în cont arată două grafici. Primul arată ora 9 dimineața, așa, bum. Da, și dimineața e ok. Și pe urmă este ora 9 seara, bum. Și e pe urmă la 12 și duci în ceas. Nu contează la ce oră postez. Oricum nimeni ne-ați vadă. Aveam o singură regulă pe care mă ghidam, no, tăiem. Imaginează, eu îți propun un experiment de asta. Fă un experiment rece și unul preparat. Postează o postare, podeaua la ora 1. Așa. Și să vezi cât impact ați fi. Așa. Și postează așa în oglindă în baie, așa, să vadă un număr și așa, bună seara. Și postează dimineață. Dar scrie bună seara. Adică să vezi că ați fi nu numai like-uri, dar și aprovit. Și te-ai trimit. Poți așa să trimit. Adică în primul rând este contentul. În al doilea rând, oricum, să arătăm la primul cerc de ambasadori. Gen, depindeți de reacția primului val, postarea asta ori să plece, ori să rămână, ori să ducă în jos. Deci, dacă eu astăzi am un eveniment care este de informație importantă, Facebook-ul va vedea că au reacționat 2-3 oameni și el mă va arăta la alți audienți. El e încă interesat să-ți arăte postarea mea dacă e interesantă. De ce? Tu ați dat like, tu să mai rămâi 5 minute în Facebook, tu o să mai stai, să mai trimiți la drugă, să mai vorbești și tu o să faci engagement și astăzi bani pentru Facebook. Adică contentul meu interactiv, el îl arată pentru că el te face să te reții. Dar contentul tău boring, next, dar e nic în Instagram-ul ăsta. Știi cum te doar cum să uiți în Instagram? Îi uiți în stories, așa, până nu i-o văzut pe tăți.
a ajuns la cealaltă, credeam, l-am mai văzut, l-am văzut tețul mâncat, o trăită și iară să odihnești, să ardă iad și tot așa s-a uitat la teț. Pe urmă, după ce a băsit istorie, se trece la lentă, în feed, pentru că în a doilea rând noi ne uităm la dansa, se uite, pe urmă trece în TikTok, un ceas cu tupit acolo, o stat așa, o stat interesant, frumos, și pe urmă poate vara 1 noaptea și bărbat ne culcăm, ai ne culcăm. Da, adică există comportamentale procese. De ce eu pornesc de la așa un termen care se cheamă reason why. Este o chestie în care tu postezi pentru că unul, tu nu poți să nu postezi. Ce eu vreau să spun audienței mele despre faptul că weekendul am petrecut cu copiii și eu am făcut o postare despre faptul că eu sunt aici. Sau eu vreau să postez ceva strategic. Și eu am postat genul, știați că Talmazan School are 6 PDF-uri gratuite. Și asta este strategic. Și dacă te uiți la statistică, cu copiii mai multe like-uri decât postarea asta. Și nu contează că le-am postat la 6 oră. La nivel de informativ, la nivel de utilitate, oamenii nu vor vânzări de la mine. Ei vor să mă vadă ca om, în primul rând. Contează câte story-uri facem pe zi? În general, cum am mai spus, marketingul este despre testuri. Dacă ar conta, genul 6.5 story-uri, la tete la 6.5. Există influențeri, oameni la care pătrățele cele așa de mărunțele, că eu tu mă fac next. Eu, da, genul, la mine ideea că eu o să mă uit la 1.5 de ceas, genul, mă obosește. Există la unii două și eu deodată fac next, știu și neașa, la de unde e ca există aici de mustări cu oameni ziua. Adică, foarte important că trebuie să fii zilnic, să nu dispari. Să nu dispară. Să zice că 5-10 stories-uri pe zi. E foarte ușor. Asta este aproape foarte ușor. Dacă aici spune, da? Da. Apropo, aici să mă leg de cuvântul ăsta. Eu aș da o regulă de aur în social media. Aici spune, aici spune, taci. Hai să mergem mai departe și să-mi spui dacă Talmazan School are concurență, dar concurență sănătoasă, nu din astea bârfe prin oraș, nu vă duceți la Dumitru că... Că ai auzit așa ceva? Nu am auzit, te întreb. Și eu nu am auzit. Da, ai concurență. Da. Eu cred că există două formulări. Prima este că noi teoretic nu avem concurență. Teoretic. La ce mă refer? Eu nu cunosc nicio companie care să aibă în spate atâtea lucrări, companii, instruiri, corporative, branduri, în așa timp, cu așa nivel de calitate. Nu există așa ceva. Sunt colegi de breaslă care prestează servicii de instruire, 100 de oameni pe an. Sunt colegi care prestează servicii de social media. Noi avem agenția Sub Digital Team care prestează la fel și noi avem în jur de 200-300 de companii anual care promovăm. Aici este concurență. La calitate, calitatea e discutată. Eu am observat că există două tipuri de calități. Primul element, mie nu-mi place de tine, a doilea, ție nu-ți place de mine. Adică calitatea e foarte subiectivă. Pur și simplu, clientul ăsta nu-i place de mine și noi nu putem să ne pupăm, noi nu putem să lucrăm împreună. Din cauza asta, el zice că eu nu-s bun. Există, noi după prima lună reziliem contractul cu așa clienți în care nu, eu nu pot să zic cu nic. Și noi avem așa experiență, branduri care eu n-am putut să-i ajut. Eu lucrez și eu simt că noi suntem din două lumi diferite. Principiul tău de viață cu viziunea de marketing, principiul meu, nu se pupă. Tu trebuie alt speaker să găsești, alt, e ca, știi? Mai ales la aia că îți spui Talmazan School de speaker de ce e ok. Există oameni, probabil, care se uită și eu de-am enervez pe tăși. Nu le-a făcut nică, ei nu mă știu, ei nu au avut contact cu mine în viață, dar besit, știi, adică te uiți de ce? Tonalitatea, cum gesticulează, exemplele, prostă cum arată, știi cum spui, nu le-a făcut nică, dar ei șiudă. Da, adică, știi că câteodată este elementul ăsta și mai mult probabil e că nivel negativ avem din zona asta, că noi pur și simplu nu plăcem o parte din segment din piață, dar în general noi tare suntem crăsavici, adică noi cred că suntem... Foarte... Nu, noi lucrăm asta. Adică nu este ceva care e ca așa. Există o echipă în spatele lui Talmazan School, Talmazan Dumitru, care zilnic comunică cu clienții, care sună, care răspunde, care scrie, care montează, care postează. Dumitru este brand face-ul și creierul care livrează contentul. Dacă se întâmple, e că este Lida, care are grijă că dată și higiene. Există încă o echipă în spate, există 270 de metri pătrați la oficiu, unde sunt 30 de persoane care lucrează că atât asta se întâmple. Respectiv, ca să se livreze acest element,
noi am fi putut, spre exemplu, filma la telefon și când rămâneam la telefon, eu puteam să ne filmez mai târziu. Nu, de-au pus trei racursuri să te arăți pe tine, pe mine. Și pe noi. Și a zis că răs monteze, răs fac așa. Bam, bam, bam. Și asta înseamnă că este echipă în spate. Este prieteni, asta înseamnă că e atitudine. Asta face diferența. Și deseori în social media este despre faptul că noi facem branduri care nu fac diferență. Adică tu pur și simplu ai creat un brand fix așa. Dar tu spui, da, dar noi nu avem bani. De genul, gine că voi aveți bani să cumpărați trei căveri, noi nu avem bani să cumpărați. De ce tu crezi că tu trebuie să fii alături lângă cei care au avut bani, timp, oameni? Adică dacă vrei să faci real diferență, trebuie să faci ceva diferit. Respectiv, eu cred în zona asta că concurența este sănătoasă. Concurența asta este bine. Colegii mei care setează, eu mai mult ca atât vreau să spun, că eu cred că sunt oameni mai deștepți ca mine, care știu să setez publicitate, să fac strategii, ei pur și simplu lucrează ori pe proiecte tare închise, ori pe proiecte foarte mari și foarte deste. Avem noi clienți care nu putem să spunem ce fel de clienți, știi, proiecte din seria asta. În partea de mass market, pentru că eu comunic cu mass market-ul, probabil nu suntem unici. Plus, probabil suntem unici că suntem certificați Facebook în Moldova. Uh-huh. Și asta face diferență. Modest. Foarte modest. Asta e de Sfântul Galben, spune-mă, nu așa că trăiește. Spune-mi dacă eu urmăream un interviu dat la Agora, apropo, în care tu ai spus că ți-ai deschis o agenție și în Chicago. Eu de acolo am aflat. Da. Și asta ce înseamnă? Că tu lucrezi cumva în Moldova, ca să zic așa, până la ce oră? Până la 5, până la 6, să zicem? Agenția din Chicago, apropo, mea se află pe ultima 100 de metri deja de primii clienți în lucru. Programul de lucru este de la ora 2 până la ora 12. De la 14 la 24, ca să fim cu fusul orar Chicago. Da, acolo am creat o identitate juridică, corporație. Eu îmi place să spun că eu sunt vice-prezident. Direct. Da, am un partener care e prezident. Îs doi în Moldova. Respectiv, în sensul ăsta, o ambiție este o oportunitate, este o chestie diferită de ce facem noi aici, pentru că noi nu mizăm doar pe piața Statelor Unite la nivel de diasporă, chiar dacă primul val este diaspora din Ucraina, România, Rusia, Moldova, noi mizăm pe piața americană și în analizând piața asta, noi am văzut că putem da ceva, noi putem da o chestie din ceea ce noi știm și asta poate fi cotat, plus cecul e diferit. Adică dacă vorbim de costuri și cheltuieli, total istorie diferită. Respectiv, eu acum sunt în faza în care trebuie... Carantina nouă ne-a blocat tare multe, pentru că în ianuarie trebuie să înceapă în plină forță, însă proiectul Digital Edu se cheamă, el urma eu o dată în lună, o săptămână să trăiesc în Chicago pentru clienții de acolo. Adică eu trebuia să zbor în fiecare lună în Statele Unite. De aceea, eu cred că noi să revenim cu update-uri pe proiectul ăsta, însă eu cred că următorul an va fi despre evoluția internațională și pentru mulți specialiști, de ce spune că noi nu concurăm? Pentru că eu am înțeles vreo 2 ani, ori mai tare mult mă afectau comentariile despre faptul că și tamazană este vârghește, și comentarii. Unii erau adevărate, altele erau părerea oamenilor care habar nu m-au văzut niciodată în viață, de dădeam știe cine-s eu. De unde am venit și unde trebuie să mă duc. El știe calea concretă. Respectiv, știind în momentul ăsta, eu am analizat, nu cum am așa, da, să mă analizat, pur și simplu că și-am invitat un insight. Dar există vreun om în lumea asta care nu a fost hăit? Și mi-am răspuns mie că nu a fost niciun om, nici Iisus Hristos. Adică toți au contrastul ăsta dintre nemulțumire. Și el este și obiectiv și neobiectiv. Sarcina mea acum este ca să fie maximal contrast neobiectiv. Adică real să fie puțin sau deloc din cei care spună, băi, am un crap talmazan, un șarlatan băietul ăsta. Vorbește, gine, da, când îți vine, îți toarnă de este, știi, cum e, și ne trezăm pe ceva de an, fără bani, fără clienți. Adică, așa ceva ar și pentru mine categoric inadmisibil și asta nu se întâmplă. Pentru că cine a lucrat cu mine știe cum eu lucrez, cum eu gândesc și minusurile și plusurile care eu le am, eu încerc să le
discut. Mai iată, Chicago în sensul ăsta este un proiect care o să ne dea case-uri noi, experiență nouă inclusiv pentru piața noastră. Și eu am înțeles că eu nu concurez cu piața noastră. Încă un an, doi în urmă. Există, și aici e o chestie de provocare internă. Tu spui, băi, cine e concurentul vostru? Și spui, Dumitru Tamazan, spre exemplu, cineva spui. Dar de ce Dumitru Tamazan? Dar pune Gary Vee. Pune, ridică planca. Uh-huh. Și atunci concurența de aici, vopșe, îți pară jucărică. În sens că dacă tu pui planul un pic mai sus, și prin grupurile astea de unde te laudi, te hăiesc, și apropo, trebuie să ai grijă, unde și te laudi, tot nu atragi atenție. Dacă tu ai decis să nu atragi atenție unde te hăiești, atunci nu ridica urechile și fă screen-uri numai acolo unde te laudi. Deci eu mulți care poate spui, băi, Dumnezeu tare bravo ești. Mi-a plăcut, dar pentru mine asta este o provocare, o mai grea decât să-mi spui că genul, nu ești bun. Pentru că asta e o chestie care eu trebuie să trebuiască să o mențin. Și asta e foarte greu. Foarte greu să menții când tu intri în audiență și oamenii cred că tu ești tare deștept și te întreabă ceva și tu trebuie să răspunzi. Și dacă ai răspuns cum o răspuns și angajatul lui, apoi la dânsul în cap a să spui, dăpă, stai leacă, Tamazan, întrebați sau nu el? Adică pentru că tot așa l-au laudat, că el când vine, face rachete. Adică asta e mai greu. Deci, în sensul ăsta, e o provocare, o oportunitate și partea de concurență, și partea de piață, și partea de unde noi mergem. Dar nu știm unde, așa că tot e la noi pot controla. Deci tu mi-ai luat un pic înainte, pentru că eu voiam să duc discuția în altă parte, dar ne întoarcem. Eu voiam să te întreb, tu lucrezi și aici, lucrezi și acolo, de burnout ai auzit? Da. Când mă pregăteam pentru interviul ăsta, cineva m-a spus, ia să-l întreb, el nu s-a confruntat cu asta, că mi se pare că lucrează foarte mult. E clar că lucrezi foarte mult și că mintea ta e vreodată când n-ai nimic. Dar e vreodată când mintea ta nu se gândește la ce se întâmplă la Tamazan School sau în Chicago. Da, sau... e am făcut stories și am spus că e marți. Este... Și mie îmi scrie oamenii, miercuri de mărți, dar stă le scrie, bună ziua, încet în ziua de marți, în plină forță, care în marți, e miercuri de mărți. Era joi, nu? Era joi. Care ceva din seria asta? Eu înțeleg foarte bine și familia mea mă ceartă că eu nu mănânc, am probleme cu alimentarea. Și pentru că agenda mea cumva e formată în așa fel încât tare rar am pauze. Iar că noi suntem de la 9, am avut training până la ora 1, un minut am fost să intrăm în studio, de aici următorul training peste 20 de minute și respectiv trebuie să ajung încolo. Azi fie ora 2 și eu am luat doar micul dejun. Respectiv, eu mă sunt ok, încă. Eu știu încă. Că eu azi și de grabă zvonocicul. Deci eu am în vedere conceptul de burnout și am în vedere conceptul de asta, dar până când eu chiar primesc plăcere la tot ce fac eu. O să facem încă un interviu peste vreo 5-10 ani. Să vedem ce răspund. Dacă să vedem cu cine. Să spunem. Ați fi care să rătește și să spunem. Doamne ferești, hai. Nu, hai să fim optimiști. Hai să trecem un pic și la partea personală, că de afaceri de Facebook și Instagram am mai vorbit. Și vreau să-mi spui, care crezi tu că este rolul partenerei pentru succesul bărbatului, dacă are ea un rol? N-am spus asta niciodată. Mă bucur. Astăzi este un gând care l-am împărtășit săptămâna trecută într-o discuție cu o colegă de mea. Noi discutam despre relații și vorbeam despre faptul că când partenerii încep să trăiască împreună, să fie împreună, să căsătoriți sau să întâlnesc, vorbim de relații personale, corect? A, da, da, sigur. Așa. Ei se cuplează a fi împreună din anumite motive. Da. Deseori sunt motive de contrast. Gen, el este ăsta care aduce mâncare în casă și are nevoie de gospodină. Așa. Gen, el are nevoie deseori de un contrast. Ori invers, el este mai tihi și are nevoie de aha. O femeie care să meargă înainte. Dar am observat făcând analiză și eu după mine făcând, m-am prins pe gândul ăsta că elementul de relație presupune desigur că tu vrei așa, tu din cauza că e drumul rău, vrei acasă o gospodină. Dar este o perioadă de timp, se schimbă un pic rolurile. Dacă ai vrut gospodină, într-un timp tu spui, băi, aș vrea să
se văd caracterul în trânsă sau în trânsul. Adică tu nu o spus toată viața să trăiești cu o soție sau cu un soț care tihi stă. Mai ales dacă tu ești proactiv. În cauza că tu zi de zi vezi oameni proactivi și vii acasă și tu, spre exemplu, povestești. Eu am fost, am sărit, am văzut și spune, da, eu tot am șert macarane. Și spune, care macarane? Niciun! Afară-i lumea, s-a inventat 5G-ul, adică și tu vorbești despre macarane. Adică este elementul ăsta. De ce? Eu cred în relație că dacă aceste transformări nu se întâmplă, relația ori este stearpă, și ei, pur și simplu, ei nu știu că la fel și se ploha. Sau ea nu poate să se pupe. De ce ei ambii au nevoie de această schimbare în viața lor. Și dependență de perioada în care se află. La mine, acum este perioada că eu trebuie să devin mai domol. Pentru că la mine, soția mea a avut o înțelegere extrem de mare. Eu, prima afacere, am avut agenții de nunți. Și eu umblam cu Hendrea pe nopțile, strângem decor, facem buchet de nireasă, tot era nopți, da? Și înțelegând momentul ăsta, eu am înțeles că sunt născut copiii, ei mă vedeau numai un weekend, pentru că eu vin seara, ei dorm, ei se duc la școală, eu la lucru. Și e ca ultimele zile, chiar câteodată încercăm dimineața tare de vreme, mâine noi plecăm într-un training de 2 zile și e weekendul nas și eu acasă. Deci e ca la altă ieri, eu am fost dimineață cu copiii la cafea, dimineață prin parc. Deci eu îmi dau seama că eu trebuie să dau în jos momentul ăsta și să manifest acest domol, acest element de tată acasă, nu doar de activist social. Iar soția trebuie să treacă deja în rolul celălalt, de proactiv. Așa. Ce părere ai tu despre expunerea copiilor pe rețelele sociale? Eu cred că rețelele sociale sunt un fenomen foarte important în care orice rând am postat nu poate fi șters niciodată. Nu contează ce. La bal de absolvire video sau faptul că te-ai căsătorit și nu mai ești căsătorit, poate la tine se va șterge, dar undeva în internet va rămâne. Respectiv, elementul de content care se postează, eu sunt pentru că el să fie filtrat. Poți să promovezi cu copiii, măi, sunt copii care fac mai mulți bani decât mama, tata, bunica, tăți împreună, pentru că pe YouTube fac, nu știu, unboxing cu ăsta și eu să, nu am explicație la așa tip de content, deci și să uite, dar eu sunt pentru foarte atenți, pentru că sunt zeci de cazuri când se fac furturi de identitate. Noi suntem în colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice și noi facem traininguri gratuite prin școli, pe securitatea online, pentru copii, pentru profesori. Noi avem case-uri, cazuri în care au fost furturi de copii, au fost violări prin faptul că prin online au intrat în contul Facebook, au luat legătura cu copilul și spunea că o să fac ceva rău la părinți. Copilul se teme, n-are ce face și intră în zona asta. De ce eu aș vrea să mă adresez părinților că ei de 10 ori se verifice toată situația asta? Pentru că părinții știi, au așa o chestie, ei din cauza că nu înțeleg, ei nu se bagă acolo. Nu tipa internet, da? Că la oameni, unde ești? Eu stau în internet. Respectiv, internetul este, asta sunt zeci de site-uri și aceste site-uri sunt și pozitive și negative. De ce sunt zeci de aplicații care pot să limiteze accesul? Poți să limiteze timpul, poți să limiteze resursul unde sunt centri, spre exemplu, este site-ul siguronline.md. Poți să intre acolo și să citească, acolo este chat 24/24, elevii, poți să, dacă a fost hărțuiți, dacă a fost shaming-ul ăsta care se face în online acum, este lege care apără oamenii de la elementul ăsta. De ce? Eu sunt pentru faptul că părinții să răspundă fiecare pentru viața lui. Eu nu sunt pentru critică publică, că asta e tot e shaming, tipa iaca și postați copiii voștri. Eu de ce fac copiii mei? Problema va fi în mine și eu aș vrea ca eu să am înțelepciunea să postez și ce să postez, sau nu. E că aici e o chestie specifică. Dar geminii tăi au un cont, eu l-am descoperit, da, e foarte mic, încă la Amazon Twins. Exact. Cine l-a făcut? Voi l-ați făcut sau ei l-au făcut? Nu ai făcut, îl administrează Dorina, soție. De ce? Care a fost impulsul? Știi care a fost? A fost o chestie la nivel de fan, la nivel de... nu a fost ceva genul, da, trebuie să creăm un cont și
când s-au căsătorit, le-am dat parolele și le vom mâna. Au fost un soi de fan, pe urmă ei acum învață online și au telefoane și ei au o proactivitate extrem de mare la nivel de tehnologie. Și ei filmează, montează, ei 7-8 ani au și de parcă... Și ei, noi le dăm oportunitatea asta, de când nu era online de 2 ore pe zi în internet, la nivel de aplicații sau jocuri, dar limităm. Contul momentan este mai mult for fun. Not about project, commercial, este mai mult for fun, ca să nu fie în contul nostru, ei se simt deja personalități, colegilor au și în rând cu lumea până la urmă urmii. Deci a fost și dorința lor, nu doar... Da, da, lor le place ideea că ei au un cont și ei pot să apropie și spune, ia să vedem, și apropo, exemplu este nu e cel mai sănătos, ia să vedem câte like-uri avem, genul, oh, ne-a dat like, ne-a apreciat, ei văd asta, ei intră în tema asta și respectiv eu aș fi pentru, dar nu în doze mari și chiar să fie explicat și asta. Pentru că ei sunt inevitabil în această lume. Deci dacă nouă ne se pare că e așa ca noi să geași pe drum și să-și pălească cu deștiul de chiar și să amintești durerea asta când te pălești, când ești descurs. Și adică, nu, puțin probabil. Ei mai sunt așa o leacă incubatorski, o leacă îți duc la bunica, îți duc la bunelul, bunelul la roc și sunt telefon. Se luptă cu asta și trebuie să treacă câteva ore ca ei să iasă și pe urmă nu pot să-i scoți din grădină. Dar ei totuși sunt o nouă generație. Nu mai bună, nu mai rea, o nouă generație. Este greșit, zice, când eram noi, așa zicești, mâncă, ție. Trebuie să ținem pasă, da. Da, adică noi nu avem control. Pe sfârșit, mai am câteva întrebări la tine, întrebări blitz, la care o să te rog să răspunzi foarte scurt. Adică, foarte scurt. Asta e și ideea întrebărilor blitz. Prima întrebare este, spune-ne un influencer de la noi pe care îl urmărești și îți place. Niciunul. Nu. Eu aș putea să menționez că îmi place Ana Irina. Am vrut să întreb de ce. Asta a sunat. Îmi place Marina. Ana, mă rog. Nu m-am așteptat la răspunsul ăsta. Te-ai așteptat? Nu m-am așteptat. Nu, eu aș spun de ce. Nu știu de ce în blitz a apărut Ana Irina. Mie îmi place calitatea contentului. Aha, bun. La ce visează Dumitru noapte? Adică tu. Cum setează studioul? Crezi că banii schimbă oamenii? Da. În rău sau în bine? Da. Și în rău și în bine, da. Cât timp petreci pe rețelele sociale? Weekendul nu stărui deloc. Ziua, 2-3 ore. Ce calități avea băiatul de la Sărata Galbenă? Acele calități care te-au ajutat să ajungi unde ești astăzi? Rușinos. A fi rușinos e o calitate și te-a ajutat să ajungi atât de succes astăzi, crezi? Dacă nu mi-am asta succes, da. Foarte interesant. Facebook sau Instagram? TikTok. Ce da. Crezi că ai face dacă mâine, prin absurd, dispar rețelele sociale? Dispare internetul? Dacă dispare mâine internetul? Am înțeles asta 10-7 ani în urmă. M-am uitat la filmul Steve Jobs. Și era un moment în care Steve Jobs a fost alungat din compania lui. El a deschis compania Next și el a spus un lucru. Nu contează unde voi fi eu, creierul meu este cu mine. Și al doilea moment este că doar peste ani noi vom putea uni punctele ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat în viața noastră. Deci eu credeam deseori că prima mea agenție de nunți asta este main business-ul meu. Asta e, tipo, când trebuia să plec din această nișă, asta era tragedie, pentru că pentru mine era important. Ca pe urmă să înțeleg că asta este una din etape. Și azi eu înțeleg perfect că dacă nu o să fie Instagram-ul, o să fie Facebook-ul, o să fie Clubhouse-ul, o să fie TikTok-ul, o să fie marketing-ul, o să fie pur și simplu om. O să fie pur și simplu Dumitru. Și asta este el cu creierul lui și cu conceptul lui de viață. Nu Facebook-ul și a face fișcă. Foarte bun răspuns. Îți mulțumesc pentru interviu. Mult succes! Sănătate, pași, dragoste, like-uri și... Da, like și share, e foarte important. Nu mai vedem. Peste cât acolo trebuie să facem? Eu zic, nu știu, peste vreo 2-3 ani să vedem dacă va arăta astfel de bine, dacă va fi tot ok. O zi faină la tot și mersi mult. Mulțumesc tare mult!